Primăria Roman și Consiliul Local vor încheia un acord de colaborare cu Asociația Euro-Est Alternativ România în ședința Consiliului Local de la sfârșitul acestei săptămâni, în vederea susținerii unor manifestări culinare deosebite prilejuite de Ziua Națională a României în Piața Roman Mușat. Acțiunea este sponsorizată de concernul internațional Agrana Viena. Primăria municipiului Roman va încheia un acord de colaborare cu Asociația Culturală Euro-Est Alternativ. Cred că în ședința de Consiliu Ordinară de la sfârșitul lunii, cu sponsorul Agrana Grup Viena, prin brandul Mărgăritar Zahăr. Astfel, cu ocazia Zilei Naționale, pe 1 și pe 2 decembrie, va avea loc un eveniment care se va desfășura în centrul orașului Roman, în care vor fi amplasate scenă pentru spectacole, echipament tehnic de sunet și lumini, ecrane și videoproiectoare, standuri pentru echipele invitate să realizeze demonstrații culinare live, standuri pentru diverse agenții economici care comercializează produse alimentare tradiționale procesate prin tehnici naturale. Organizatorii vor rezerva spații speciale pentru standurile culinare la care vor veni firme reprezentative în domeniu. Spațiu pentru presă, spațiu special amenajat pentru Muzeul Tradițiilor Culinare Țărănești, spațiu pentru publicul spectator, pentru sesiunile de degustări, culoare pentru vizitare pentru standuri și în fața scenei, vor fi lucruri cu totul și cu totul deosebite. Cu același prilej vor fi împărțite și porții gratuite de fasole și cârnați, însoțite de vin fiert și țuică. Primăria Roman va sprijini organizatorii întreaga manifestare, care se vrea un lucru aparte în ceea ce privește modul de petrecere a timpului de către romașcani în cele câteva zile libere prilejuite de Ziua Națională a României. În cadrul acestei activități, cu ocazia Zilei Naționale, vor fi servite și porții gratuite de fasole, tradițional deja împreună cu vin fiert și țuică fiartă. Totul se va face de către partenerii noștri. Primăria municipiului Roman nu va participa financiar la această acțiune, va participa doar logistic, cu spațiu și cu know-how, urmând ca spectacole culinare, spectacole artistice de cele mai diverse și de cele mai frumoase să aibă loc în Piața Roman Mușat. Cred că va fi unul din cele mai frumoase evenimente din ultimii ani. Organizatorii au invitat firme de renume din țară și din străinătate. Deschiderea oficială va avea loc pe 1 decembrie, la ora 11, în Piața Roman Vodă. Sunt invitați și din țară și din străinătate asociații, persoane care vor face demonstrații speciale. Activitatea va începe pe 1 decembrie, ora 11, cu cadru oficial, ceea ce înseamnă ceremonial, religios, militar, alocuțiuni, după care va fi urmat, ca într-o zi de mare sărbătoare, Ziua Națională, cred că este cea mai importantă pentru fiecare dintre noi, dintre toate sărbătorile, și trebuie să o tratăm ca atare. Așa încât m-am preocupat și am găsit parteneri buni, parteneri deosebiți, parteneri dedicați, care sunt alături de municipiul Roman. Mulțumesc pe această cale grupa Grana Viena, doamnei Gabriela Petrea, care s-a implicat în mod direct la această acțiune. Edilul șef al municipiului apreciază faptul că romașcanii merită să petreacă Ziua Națională a României într-un cadru cu totul și cu totul deosebit, asigurat de o bună și competentă organizare. Săptămâna aceasta vor fi definitivate firmele și formațiile artistice care urmează a fi invitate la manifestările în aer liber din 1 și 2 decembrie.